Hei, oameni! Vă salut! Ce vreau să vă spun este că eu sunt Sașa Ciobanu și în 28 aprilie filmez special de stand-up comedy la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Sau cum ar fi Sala Palatului din București. Pentru mine așa este în Cluj. Și dacă vrei și mai mult, cu codul, am zis bine, cu codul, am o stare, poți să-ți cumperi de pe Sound Creation cu 10% reducere orice găsești pe site-ul lor. Ce o să vadă lumea în podcastul ăsta? Lumea în podcastul ăsta o să vadă cum am evoluat eu, cum am evoluat colegii, cum s-a născut comunitate de comedianți din Cluj. Ce înseamnă judecată sau ce înseamnă feedback? Cerut sau dat ampulea? Multe chestii. Doar trebuie să intri să te uiți. Hei, om, uită-te! Hei! Am pornit asta? Salut! Și willkommen to podcast! Ia? Ia! Așa că te-ai dus pe accent german. Ai fost un pic rus. Welcome to podcast, ia? Very good. Alături Olaf, alături de mine Olaf, în spate druid, druidul. Păi articulat. Articulat este. Suntem la Haș. Invitat astăzi Sașa Ciobanu. Mersi. De ce vorbim? Nu știu, nu știu. Că din încercat astea... să facă un intro amuzant, da, Paul. Și a ieșit un intro bun. Da, bine. Cred că avem nevoie de dubla 2. Atâta ai avut de zis, Paul. Dar ce să zic? Păi prezintă invitatul. El e Sașa. Mulțumesc frumos, Paul. Doamne ajută, bine ai venit la noi. Da. Ia uite ce frumos ați primit. No, noi n-am vrut neapărat să te chemăm, dar... Uh-huh. N-am avut invitat astăzi și atunci am zis... Eram convins că așa e, dar nu credeam că o să ziceți asta la podcast. Acum... Că ai sunteți... prea multe așteptări de la oameni. De la noi. De la voi. De la noi, de la oameni. De la oameni mai am. Pentru și... cine nu te cunoaște? Cine ești tu și... Și ce vrei ce de la faci noi? Aici? Ma, ce vreau de la voi, auzi aici? Nu. Ce vrei de la... De la oameni. Când zicem noi, noi. Noi, bă, pentru oameni. Comunitatea Andrescu, voastră... Oameni, de... nu comunitatea, oamenii în general. Comunitatea noastră. Adică pentru noi patru de aici... Aia suntem, man. Aia marșăm, noi ne bucurăm că suntem ca... Bă, mersi de invitație, că altfel trebuia să stau acasă, să fiu trist că s-a făcut vremea asta cum s-a făcut. Da. Și am ieșit și eu din casă să beau o bere cu așa zis și prieteni și... Dar nu de noi vorba, nu? Nu. Te-ai întâlnit cu altcineva? Cu alții pepeziși acolo. Da. Am, eu, Sașa, sunt comedian, voi știți, restul o să afle, fac stand-up, improvizație și mai fac chestii, atâta. Mai apar în câte o reclamă, mai apar în câte un sketch pe undeva. Nu reclamă niciodată la televizor. Am avut și la televizor. Ce reclamă ai avut la televizor? Oh, acum că mă întrebi, bă, mă gândeam uitat, să nu vorbim de asta. Am uitat. Am avut, că da. Era la casă de pariu. Am avut ca mari comedianți și mari oameni cunoscuți la Betfair. La Betfair. Mă rog. Eu nu știam de lucrul ăsta. Dar partea faină e că m-a apărut doar 3 secunde, da, într-un spot de 30 de secunde. Da. Eu aia de era pe canapia, nu? Da. Deci da. Cap... Foarte greu te prins că eu acolo. Da. Avea și... E de la păr, că ai și căciula acum și nu... De-aia mi-am pus-o, că Doamne ferește să nu mă judece lumea că am făcut reclamă. Și toți de la ușă. Oricum te judecăm. Am uitat că ai făcut reclamă la păcănele. Da, dar e Betfair. Acolo sunt pariuri sportive, nu sunt păcănele. Adică să facem o diferență. Da, da. E... Păi nu vinzi televizorul pentru mică-mare, că vinzi televizorul la pentru Steaua Dinamo. Nu, la pariuri oamenii sunt diferiți un pic de păcănele, ca să ne înțelegem. La pariuri oamenii mai fac un pic de studiu.
înainte ca să pună pariu, se au echipe pe care le urmăresc. Da. Și stau frumos să vadă statistic, goluri, unde au pierdut în ultimul timp, acasă, cu cine sau joacă mai mult, cu cine, atac, joacă, cu cine joacă în poartă, cu chestia aia. Și studiază foarte mult până să pun un pariu, că de aia e mai ok decât păcănele. De aia nu mă simt prost că am făcut reclamă la Betfair. Asta e cu viața, asta e argumentul lui, că poți, da, poți să doarmă noapte. Da. E mult mai bine decât păcănele. Research. Și tu ești ferm convins că toți oamenii care pun la păcănele sportive își fac research-ul? Păi, adică știm care e strategia ta. Da. Păi eu, dar eu nu pun, dar știu sigur cu ce se mănâncă. Păi nu toți oamenii, îți dai seama că vin și pun aia, sunt aia care vin și pun 10 lei pe o biblie de meciuri. O biblie? Da. Păi adică pun 15-20 de meciuri că câștigă ăla, câștigă ăla, dar nu caută să vadă... Da, gen ce iese. Ce iese, iese. Da. Da. Și ăia de obicei nu câștigă. Sunt ăștia profi care își pun și pe scor și pe chestii. Da, deci acolo fac combinații. Pe un bilet fac combinații. De acolo e science deja. Primul corner... Poți să pariezi pe corner? Poți pe ce vrei pe tu. Pe ce vrei tu. De exemplu, la un mondial a avut Messi... cotă de 100 că nu marchează la mondialul ăla și ghiși ce, nu a marcat. Și cineva a opus și a câștigat. Prin Betfair. Hai să nu mai facem reclamă. Și așa m-au ținut 16 ore la filmări, nu? Da. N-are rost. Lumea spune despre tine. Așa. Așa. Abia aștept că ești străbunicul comediei clujene de stand-up. Cum? Străbunicul ca să fie și mai bătrân. Că urmează să mor. Cred că e mai tânăr decât mine, așa. Cu mult. Cu mult. Da. Și cu toate astea... Da. Arăt mai bine ca tine. Ai, acum cu aia nici nu-i greu, hai să nu le... Da, și ai drept. Am fost cel. Cum ai pornit tu mișcarea de stand-up? Lumea îți atribuie ție acest... Nu? Dar nu poți zici chestia asta. Așa mi se pare că altă generație noi de stand-up a fost pornită. Nu, adică ce ai zis tu e o formulare, dar nu a fost primul care a făcut stand-up în Cluj-Napoca. Nu, adică dar nu se înțeleagă. Păi nu, că l-avem pe Ungur Bulan, Nicu Bendea, care a fost mai devreme. Și Cucu. Cucu a fost el. Bine, și Diana Roșca și ăsta, Dragoș Pop. Ei au început odată cu Micuțu și cu... Mai devreme. Mai devreme chiar. Adică cu prima generație, cu Teovio Costel. Da, dar tu ai fost unul dintre, hai să zicem așa, oamenii care au statornicit stand-up în Cluj. Noile generații. De ce? Noile generații, adică, uite, câți oameni am avut în Cluj, nimeni n-a încercat să facă o comunitate și mie mi s-a părut că singur pe partea asta și am vrut comunitate. Și comunitatea pentru mine era mai importantă și asta am făcut. Am vrut să... Am dat drumul la un open mic unde să vină lume, să afle cu ce se mănâncă, să vadă că acolo se întâmplă... Aia e ciorna. Vii, lucrezi sau te naști în stilul ăsta de ramura asta de artă, să zic așa. Ok. Pentru mine era important să urc. Eu n-aveam unde să urc în Cluj și în București să mă mut nu voiam. Și atunci am avut de ales. Ce fac? Divorțez sau mă mut în București? Am ales să mă însor și să stau în Cluj. Pentru cetățenie. Mm. Spune-le oamenilor că ești din Republică. Eu sunt din Republică, știe lumea. Nu știu. Știe toată lumea, nu scrie pe tine. Sau poți să pui așa, din Republica Moldova. Așa că la televiziune. Am acte, măi, ești nebun la cap. Tu cum crezi că eu conduc prin Cluj? Rău. Sau cum am lipit? Vezi că te-am dus să salvezi căței cu mașina și ai venit. Și n-ai semnalizat în niciun sens ieșirea. Termină cu prostiile. Începe cu sensul girator. Deci nu există așa ceva. Bă, socol, l-am adus în viață pe el și pe doi câini abandonați. Nu mai pot cu conversația asta. Dar nu-i normal prostul la cap. Nu-i normal prostul la cap. L-am dus și l-am adus și în loc să zică, bă, mersi că m-ai adus. Am zis, nu am. Tu știi să conduci numai mașina automată. Plase de beri, ți-o plătit. Păi am fost cu mașina lui Ciui. Da, nu? Da. Eu rămas CD-urile mele acolo și să-mi dai CD-urile Ciui. Da, după down-ul total și la CD-uri. Și, păi, cum merg? Că după aia ați venit la mine și ne-am îmbătat. Nu ne-am îmbătat, am băut. Da, mă, nu, n-am zis
că nu ai fost recunoscător că te-am ajutat sau ceva, sau că am făcut un bine. Mai ai zis. Anyway. Nu, m-ai judecat că eu conduc prost, nici măcar... Nu conduci prost, păi, conduci acceptabil. Destul de bine, hai, termină. Dă. Pe bicicletă. Altă întrebare. Păi, ce te-a determinat pe tine să pornești toată mișcarea asta? Am înțeles că vrei urcările pe scenă. Păi, eu zis deja da. Chestia asta, ce-i cu tine? Tu te poți concentra un pic? Dar nu la aia mă refer, man. Ce-i cu tine, Daniel? S-a răspuns omul la întrebare. De asta nu ajungem niciodată în televiziune pentru genul de greșeli. Pentru că ne ascultăm. Nu mi s-a părut un răspuns. Bine, răspunsul e așa. Da. Făceam naveta la București ca să urc la open mic-uri, eram sătul să mai cheltui o grămadă din banii pe care nu-i aveam și am zis, bun, ceva trebuie să se întâmple și în Cluj, următorul oraș mare ca și dezvoltare, să zic așa. Ok. În curs de dezvoltare sau oraș dezvoltat, trebuie să se întâmple și aici. Și atunci, asta a fost inițiativa. Prin confirmarea anumitor comedianți, cum ar fi, uite, pe Teo l-am întrebat, cum s-ar vedea chestia asta la București? Aș fi eu de căcat că vreau să fac asta? Aș fi văzut ca un om fără experiență că vreau să fac asta sau nu? Și el a zis, dude, nu, știi să-i emsuiești? Am zis, bă, da. Și a zis atunci, do it. Și am făcut chestia asta la îndrumarea și a lor. Și atunci am început să caut oameni. Oh, dar asta... Uai, dar la chestia asta nici măcar m-am gândit că tu ți-ai, ți-ai făcut mici procese de conștiință, că dacă oamenii ar fi supărat, dacă tu aplici același format în alt oraș. Ba da, mi-am făcut pentru că mi-era frică de judecată, cum și în continuare nu cred că am scăpat de căcatul ăsta. Încă stă pe cap? Mai stă, dar acum măcar sunt destul de adult cât să pot să scap așa ușor. Ei, pace, lasă și pe alții să se mai gândească. Dar după aia am căpătat curaj când am văzut că am făcut primul open mic cu 100 și ceva de oameni și vreo 7 care urcau. Și ăia s-au păstrat, i-am încurajat tot timpul. Ăia care urcă, nu oamenii. Care oamenii urcă. În sală am avut plin o perioadă bună de timp și s-a pus pinul pe locație și deja toată lumea trăgea sfori. A, acolo în Cluj se întâmplă. Ok, hai să facem. Și le-am zis la ăștia care o dau bine la open mic, le promit că îi duc în alt băruleț unde să facă pe intrare, ca să fie miza un pic mai mare. Și cam asta era mișcarea pe atunci. Ok. Așa am început și am zis, na, să am loc eu unde să urc. Așa vin, îi emsuiesc pe ăștia, fain frumos, urcă la open mic, nu știu ce, îi duc partea aia și acolo mă duc și eu ca head. Și atunci am timpul meu de stat pe scenă 20 jumătate de oră, ca să pot să... Ca să poți să dai și tu să testezi partea de material, da. Încet. Care a fost primul loc unde ai făcut open mic în Cluj? În Flying. Prima locație? Adică... Prima locație de tot. Flying, din Flying-ul vechi am plecat, vechi ăla de pe Iuliu Maniu, unde era și e cu nostalgie și cu amintiri. După aia, în următorul, am reluat și am făcut open mic-ul asumat și mai des. Și după aia ne-am dus. După aia am dus. No, o mers după aia, s-a născut comunitatea, au fost fain că au insistat și ei să oamenii care urcau să rămână pe piață și n-au făcut rău. Deci din cauza ta avem Ardelene și... Nu ți-a sumat nimica. Nu. Bă, n-o să te mint, la început eu efectiv nu exista om care să urce, să nu încurajez sau de care să nu trag să vină. Din cauza ta avem cum e distinși? Nu. Asta chiar nu-și mai... Acolo chiar nu mai... Nu ți se pare că cum e distinși este cel mai rău nume pe care l-ai auzit la o trupă de comedie din Cluj? Ambele nume sunt cele mai rele din România, dar... Cu tot dragul către ardeleneși care s-au ținut de treabă și se țin în continuare. Cum e distinși la început. Sunt la început și o să aibă nevoie mult timp de open mic să facă treabă. Dar felicitări să se nască trupe de genul ăsta, timpul dictează, nu mă simt încolțit sau ceva. Oare te-ai gândit că ei și-au făcut procese de conștiință? Că ce zice Costel despre ei? Și aia, îți dai seama. Să-i dea flash-uri lui Sasha, care își dă flash-uri. Care-i dă lui Costel, știi? Tot așa. Să-i trăștești Costel. Come iredentiștii. Ce pula-i cu numele astea? Come ereditarii. Bă, eu m-am săturat de asociații și de astea, că tot timpul când te duci pe la București, toți oamenii... Asocieri. Asociații la bloc. Asocieri, pardon, scuze, eu prost.
Că te tot asociază cu unii, cu alții, bă, că voi ăia... Și la început când îmi ziceau și mie din Ardelene și eram... Cu aia, efectiv, nu ești la curent cu nimica. Lasă-mă deoparte. Eu sunt mama mea, ei sunt mama lor, fiecare își fac treaba. În mamele lor. Da. Ai cum ar veni cu alte cuvinte, știți voi vorba aia. Fiecare cu pizda mă. Adică să nu ne... Da. Unii sunt unii, alții sunt alții. Pot să încerc o glumă pe tine. Să că sunt apt pentru a urca la open mic. Hai că ai urcat, nu te mai... De 5 ori. Am făcut o glumă? Nu, nu, bă, nu. Ce? Dacă e lungă, am întrebat dacă e lungă. Am făcut o glumă în felul următor. Da. Am râs la o postare a unui om din Comedy Stinși. Da. Și mi-a pus postare cu open mic și a zis, haide, te rog, la open mic cu Comedy Stinși. Și am zis că nu pot pentru că sunt la comedentist. Absolut rău. Am văzut-o venind de la început. Și erai, și erai, erai la dentist, nu? Te rog, să încerci. Te-am lăsat gură cască. Da, poți să urci la open mic liniștit. Da, rup, da. De rup nu, dar sunt și mai răi. După ce s-a văzut aseară... Dă-ne trei exemple de oameni care dau mai rău. Place râi că zici că ești la antena, să-mi bag. Ia, da, poți să ne spui cum cine e cel mai groaznic? Nu. Nu poți să ne zici. Da, tu poți? Da. Normal că poți. Vlad Borla. Confirm. Tot timpul l-am susținut pe Vlad să se lase. I love it. El nu se lasă să se lase, mă, nu știu, are așa... Bă, ți-aduce aminte când a fost la open mic-ul ăla din Flying Bomb? Da, știu. Și-o bombuit grav Borla. O sta și 20 și ceva de minute. Și am zis lui Sasha, bă, nu vrei să faci cum făcea The Night of the Apollo... Deveneau open micer și dacă o dădeai erau, veneau cu mătura și te dădeau jos pe scenă, s-a urcat așa cu mătura și au început să măture pe lângă Borla. Și nu pleca. Nu. Zis... Efectiv, nu mai da cu praf pe el. Salerea, taci! Bă, deci nu, aia a fost incredibilă, că efectiv sala a început să râdă atât de tare și el nu s-a prins că nu-i vorba de el. El nu s-a prins că e vorba de ce fac pe lângă el și că vreau să șterg tot ce o vomitat pe jos. Dintre... Dar lasă asta, că intrăm în inside joke-uri zine, pe care nu le știe trei nimeni. Stand-up-uri foarte buni pe care ai văzut la open mic. În afară de Paul Socol, evident. Bineînțeles. Pentru că am înțeles că reputația îl precedă. Bă, la open mic de la început, de când am început... De la început. Da, pe păi nu o să mai știe lumea. Că, indiferent, adică oamenii nu o să-i cunoască. Da. I-a văzut pe toți. Ești efectiv, da. Gică Petrescu al comediei. Ăștia care fac acum la ora actuală, deja nu i-aș mai pune, că deja fac, știi? Da. Că, na, deja înseamnă că se gândesc că fac bine și se duc mai departe. Dar am avut oameni care s-au lăsat și au fost foarte buni. Era unul pe cringe foarte bun, dar era pe glume de alea atâta de... negre, bă, băiatule. Se strângea carne pe tine. În societatea actuală ar mai putea să facă comedie? Da. Cu glumele respective. Da. Seamnă că e un om smart. Era foarte smart, pentru că se ducea în chestii destul de deep. Și ăla aprindea super bine, pentru că ajungea la un punct de cringe asumat, dar și gândit cumva, și devenea funny. Și ăla s-a lăsat foarte scurt, dar a fost foarte bun. Bogdan Ghirău, care și cântă, dar s-a mutat, cred că e în București acum. Ăla a venit, e micuț de înălțime, o bombuit foarte, adică în zona bună. S-a dus foarte bine, avea niște personaje, juca un Michael Jackson, adică era foarte activ pe scenă, un fel de... Da, făcea mai mult pe voce, la fie. Da, ăla a fost și s-a lăsat, dar era destul de bun. Și la ora actuală ți-am zis, ăștia care fac deja nu mai contează, dar sunt oameni de care îmi pare rău cumva că s-au lăsat, da. Că putea să facă, inclusiv Andrei Unguru, care și-a asuma un cringe as fuck, dar bine pus acolo. Și mi-a plăcut că totdeauna au venit cu altceva din față de orice. Da. Doamne ferește, cuvinte, greu.
Și eu nu țip la tine. Că a venit cu ceva inedit pe stand-up, știi? Da. Sau ceva ce nu vezi la oricine, la mai ales Andrei, îmi plăcea când he broke character. Că el venea tot timpul ca să înțeleagă oamenii de acasă. Andrei venea și era pe scenă, nu schița niciun gest, numai era foarte serios. Da. Și în momentul în care he broke character, aia mi s-a părut foarte amuzant. Bă, ce-a făcut odată la un open mic, și nu o să uit, după flying în altă locație, nu dau nume că n-are rost, efectiv a venit pe scenă, timpul lui era ca la toată lumea, 5-7 minute, și efectiv a mâncat un măr pe scenă și a coborât. Bă, băiatule, deci să stai într-un cringe atât de asumat și atât de bine pus la punct, 5 minute să mănânci un măr, după aia să zici că tu ai fost Andrei Ungru și ai plecat, bă, eu mi-a rupt capul. Odată eram la un festival care nu se mai ține de ceva vreme, eram la Brașov, la Stand Up Fest. Era cel mai mare la vremea aia din România pentru un fel de open mic, dar era cu juriu și, bă, și efectiv țin minte că toată lumea urca cu o bere, cu o apă pe scenă, știi? Adică, na, cum au văzut prin afară și cum se întâmplă și în țară la comedianți. Și efectiv de două ori l-am văzut, în doi ani diferiți, și într-un an au venit cu o portocală. A mâncat portocală pe scenă? Nu. Au venit cu o portocală, au pus-o pe scaun ca în loc de apă și a început să-și dea glumele. Da. Și într-un an... Atunci am fost, bă, Andrei, dă-te-n pune, prost, rău, mă. Într-un an a venit cu un bidon de la de 10 litri de apă care se pune invers în farmacii și în tot felul de sfii. O venit cu el pe scenă, l-a lăsat jos și a început să-și dea materialul. La final a luat bidonul și a ieșit. Bă, deci efectiv mi-a rupt creierul, am fost, bă, deci nu există să fie atât de prost bun asumat. Deci, domnule Ungur, dacă vreți să vă apucați, nu, sunt măcar trei oameni care o să râdă la materialul dumneavoastră. Bă, nu, că a fost, a avut succes pe cât a făcut el. Dar, bine, e și dificil de înțeles genul ăsta de comedie, că merge în alte zone, știi, te joci foarte mult cu absurdul, cu meta, cu cringe-ul, cu cum vrei tu să-i spui, știi? Dar mie mi s-a părut tot timpul când l-am văzut, efectiv. Mi se pare că e așa. Și are și glume foarte bune, deși când dă material are glume bune, are one-linere super bune. Mi se pare că e luată din, cum îl cheamă pe omul care a făcut Seinfeld, doamne, că mi scap acum... Larry David, când făcea stand-up și s-a dus într-o seară de la ceva open mic și și-a luat microfonul, s-a uitat și a zis că you're not worth it și a plecat. Cum să ai men cu aile să faci căcată, știi? Că adică, pe urmă, dacă tu auzi treaba aia, oricum poți să o reproduci. Da. Dar să fii între primii care faci lucrul ăla... Cam greu, de aia pot să apreciez ce a făcut un guru pe partea de comedie. Bă, nu, se prea, nu se prea... A, nu se supără că înțelege de glume. Dar nu cred că se uită. Și mai e. Și mai ușor. Tu nu ai ajuns în perioada aia în contact cu un guru Bulan și cu Nicu? Cu Nicu Bendea. Ba da. Și țin să menționez, cu Bulan nu, cu Bulan mai târziu, dar cu Nicu chiar pe la început, era singurul care făcea la mod activ prin Cluj și pe timpul când era încă și Dieselul, pe acolo băga foarte des. Da. Și am dat de el, doar că nu puteam să dau de telefon, n-avea Facebook, n-avea nimica, era de foarte... Era vremea era MySpace. Și MySpace. L-am întâlnit la un moment dat și am zis că aș vrea să vin să-i deschid de... No, eram cam printre puținii și zice foarte bine, uite mail-ul meu, să-mi scrii pe mail. Și am fost, mă... Mail? Hai, mă, Nicule, mă. Aveam și Yahoo, nici măcar n-aveam Gmail. Zic, bine, mă, hai că-ți scriu. Și am scris de câteva ori, mi-a zis hai. Și am fost cu el la o locație care, pe lângă Maimuța Plângătoare, era ceva birt acolo. O făcut, îți dai seama, sold out, că... fiind și vechi în industrie. Și atunci am fost și am dat de pământ, că aveam material de la mai vechi, mai de la hardcore, ca să fie, să intre înaintea lui Nicu bine. Și am dat bine. Și după aia, când îi scriam, tot timpul era foarte operativ și răspundea, da, hai, da, hai. Nu,
și cu el, cu Bulan mai târziu ne-am cunoscut. Uh-huh. Și te-a ajutat chestia asta? Crezi că te-a ajutat chestia asta în carieră, dacă poți zice? Bă, m-a ajutat că am fost opener la cineva cu experiență. Atâta tot. Că atâta expunere, rest... mă gândesc. Da, atâta. Dar, na, el făcea la public destul de restrâns, nu era la ăsta. Adică nimeni, n-am întâlnit după ce am deschis la el, să întâlnesc oameni care să vină să zică oh my god, te-am văzut la Nicu Bendea în deschidere, a fost foarte bun. Nu. Sau măcar te-am văzut la Nicu Bendea în deschidere, știi? Adică nu ziceau, nu, n-am întâlnit oameni. După ce am început să deschid la astea mai mari, da, am întâlnit oameni pe stradă care veneau, bă, te-am văzut la show-ul la ăia, dar era show de 102, poate 3 de persoane și atunci acolo a avut impact. Dar cu Nicu a fost la început, a fost fain că, că eram la început și eram entuziasmat să deschid la cineva mare și ca să nu trebuiască să mă duc în București. Și ce s-a întâmplat cu entuziasmul tău? O îmbătrânit! E la fel de mare, mă, mâncam ei. Asta e adevărat, că ești unul dintre cei mai veseli oameni pe scenă. Să știe, să se teamă. Să se teamă cine? Ce? Cu cine pula mea vorbești așa? Toți. Cu demonii interiori. Toți. Să se teamă toți. Și comedianții au demonii lor. Și pe această notă veselă... Așa-i gata? Nu? Dacă tu vrei, gata. Un episod cinstit de 15 minute. Așa. Doamne. Zi, ce vrei să zici? Vreau să te întreb, Sasha. Te rog frumos, eu ai de aia. Ce nu mai faci podcast? De ce erai nu mai? Singura noastră concurență pe Cluj? Nu eram concurență deloc, eram pe alt stil. Erai singura concurență pe Cluj? Vă pup Cluj. Și ai zis te pup Cluj. De... Și de când mai este amintiri din Cop Killerie? Da. Firma de domnul Roșu, nu? Mai mult, da. Și împreună cu Dragoș Stan. Da. După ce a făcut cele 3 episoade. Da, care 3 episoade? Hai, 6. Păi te rog frumos. 3, nu 6. No, noi după 150 ne-am... Reprofi. Cam ne-am lenevit. Da. Cum ai vrea să reîmprospătezi acest podcast? Ce ai face diferit? Ce mi-ai tras cu ochiul? Pentru podcastul vostru? Că îmi place de tine de asta. Da. Ce crezi că facem greșit în acest podcast? Bă, dar... Zi dacă ești maker. Nu fiți bolangii, că nu de-aia m-ați chemat. Eu nu, știu. Nu, dar aia la sfârșit o anunțăm de ce te-am chemat. E un caz social. Bă, ce-aș face? Păi nu văd nimic greșit în primul rând. Aici ai asta problema. Asta că nu atingeți... culmile succesului. Ei, nu, asta nu o să se întâmple. Dar ce vreau să... Ce voiam să zic este că... Nu e că l-ai întrebat. N-ai putut să taci din gură. Lasă-l pe om să fie aici cu noi, să păi te activezi, tu ești, da? Păi încă ai dat în podcastul ăla care... Păi n-am dat în podcastul ăla, să fac fucking 6 episoade. Da. Și da. Puteți să faceți mai departe. Și atunci era o concurență bună care ne motiva să avem 2 podcasturi bune în Cluj. Da, problema Cluj e... Epic Show care e numai pe Patreon. Păi și Nicu... Și Nicu a avut podcast. Și Nicu a avut și s-a oprit, chiar. Mai bine. Excelent. Extraordinar. Dintr-o muie în altă muie. Asta e de la Madalina Pavel. Ok. Bă. Bă, lasă-l pe ăsta. Noi am renunțat că nu ne puteam sincroniza și nu era așa de simplu să-l facem pentru că... Da, știi, Dragoș Stan e un om foarte ocupat. Este. Concediile alea nu se fac singure. Și Dragoș a zis din start, bă, hai să facem, dar nu o să iasă. Super.
Super. Dacă Dragoș m-a încurajat așa, am fost zic, bă, hai că mai tragem unul, două și vedem ce iese și gata. După aia și am făcut un album de 6 episoade cum ar veni. Un album. La top. Un LP. Am scos albumul ăla și am zis, bă, de aici încolo nu m-am jos. Fine, fine. Vă încurajăm să vă uitați la amintiri din copilărie. Să le luăm din spate. Mamă, ce vremuri. Bă, ce vremuri. Acum da. 2 ani. Așa de rar venea Stan la filmări, că în ultimul episod erai tu îmbrăcat în Stan și tu fugeai între cadre. Și bărberit și după aia... Da, mă, avea potențial și are în continuare dacă e să-l iei așa, că nu ne potrivim ca și să stăm acolo pe povești. Vă potriviți să stați împreună. Da, când zice omul că nu o să meargă. Pot să zic sincer că am experiența asta. Ce? De a zice că nu o să meargă. Nu. Ba da, și asta. A. Deși cred că mai zis în mai mult de mai zic că eu n-am auzit. Trebuia să scoatem primul episod din amontare. Da. Și a fost ceva eroare și nu se uploada la timp. Și vorbeam pe atunci cu fosta logodnica lui Paul, care ne-a ajutat și nu știu ce. Și vorbeam cu ea în telefon și Paul era în spate. Ba pula în tot podcast. Prim episod. Da, nu, 150 că... mai târziu nu s-a schimbat nimica. Doar că singur, dar tot vorbesc. Da, la tot ce-o bagă în acest podcast. Deci când pornești așa, șansele sunt foarte mari de reușită. Ce înseamnă așa? Nu știu, faci pinball? Nu, făceam ce... A, dai de la căști, mă. Am auzit greier, știi, aia am fost... Zine de perioada în care ai fost portar. Vreau să întreb altceva. Lasă cu portarul. Ce vrei să vorbim despre activitatea lui sportivă? Dar nu vorbim de stand-up. Reține întrebarea. Vrei să vorbesc despre... Mi-a zis reține întrebarea. Reține acolo. Zici că ești Băsescu la cronica cârcotaților. Dezbateri prezidențiale. Așa se bate. Abia... Asta se bea așa? Pe ta n-am auzit-o. Pe lui am auzit-o. Stăm în stand-by ca la improv, știi? Vrem toate subiectele și vedem pe care le alegem. Da. Ăsta nu. Ăsta nu. Rămâne. Asta cu portarul zicem. Zi. Vreau să te întreb că din experiența asta cu open mic și că atâtea seri și atâtea show-uri și atâția ani și așa mai departe, ți s-a părut vreodată că există cumva rețeta asta de a fi bun pe comedie sau nu știu cum să explic? Adică ai văzut vreodată în oameni... Talent nativ sau ce? Da, că au pornirea asta și... Da! Și ai putut să le zici ceva în momentul ăla sau... Că tot timpul și în continuare avem conversația asta cu open mic-uri și oameni care vin de 3-4 ani la open mic și n-au ce căuta și nu se duce nicăieri și nu-i nici vina lor, dar nici noi n-avem ce să le spunem că nici noi nu suntem... Dar nu puteți să le ziceți, bă, ești rău. Bă, uite, ești... Păi eu fac asta. Ești rău când îi zici că ești rău. De ce? Eu tot timpul când am fost la început, i-am încurajat pe toți pentru că mă gândeam tot timpul la perseverență. Nu, nu, nu. Mă gândeam la perseverență. Când mi se pare că poți să ajungi profesionist într-un domeniu perseverând. Corect. Da. La open mic, cum aveam puțin, eu trăgeam de toți ca să se întâmple seara, bă, în sensul bun, că nu era pentru mine, că nu-i de parcă făceam bani sau ceva. Totuși. Dar să vină ca să atragă lume în public, ca să se întâmple seara. Mie trebuia să se întâmple seara. Că nu, eu nu eram capabil să țin seara aia cu doi open mic-uri și eu ca MC Corect. O oră jumate. Și atunci ce făceam? Trăgeam de toată lumea. Că Paul Sabo, de exemplu, s-a înscris la primul open mic din Flying și a venit la Hub peste 2 ani, când am început în altă parte, știi? Da, da, da. Dar trăgeam de oameni tot timpul, bă, haideți, că nu știi dacă știi sau nu, știi? Dar erau oameni pe care îi vedeam și ăia pe care îi încurajam cel mai mult, clar, erau bine, aveau ce căuta. Și oameni care au fost încurajați, un Costi, să dau nume... Un Giurgiu, am zis, bă, stai acolo. Giurgiu a vrut să se lase, de exemplu. Toți au vrut să se lase.
La... Giurgiu, tot ce-a vrut să se lase Giurgiu. În primele și două... Și ce-i doi amenință, dar odată nu s-ar lăsa. Păi n-ai de ce să te lasi, pentru că ai văzut că funcționezi și... Și tot timpul am, când am văzut, am susținut și când ce am ca și om la mine, dacă e rău, nu vin să zic. Tu te-ai prins de glumă acum? Sau care nu, dacă cred la ea. Dar dați înapoi 10 secunde pentru glumă. Apropo de open micer, e ca și la artiștii care performează. Dacă e rău și mie nu-mi place, nu vin să zic nimic, vin să mă salut cu tine și atât. Dacă e bine, vin și zic un bravo sau felicitări. Deci, efectiv, ai zis rețeta în pula mea cu ce faci tu. Că dacă ai dat-o rău, vine Sasha și te salută. Dacă ai dat-o bine, vorbești cu el încă două cuvinte. You burst the bubble. Da, dar e simplu. Acum o să știe, adică, oameni. De ce, să zic felicitări dacă ai fost rău? Dar de ce să zic că ești rău dacă ai fost rău? Dar poți să saluți și să zici, man, mie nu mi-a plăcut. Ce conversație e asta? Este foarte simplu. Salut, mie nu mi-a plăcut. Tu așa faci? Da. Pe el și ascultă lumea dintr-un motiv anume. Da, are un cuvânt de zis. Bine, îl ascultă. Oamenii ăștia vin în continuare la open mic, oricât de tare zice bacea că-s oribil. Dacă vezi, dacă vezi oamenii undeva... Oamenii ăștia uită dacă-s eu în public și dacă nu... Cum ziceam de mai devreme, scuză-mă că te-am... E ok, dragoste. Cum ziceam de mai devreme cu cringe-ul care s-a lăsat la un moment dat, eu pe ăla îl susțineam. Da, normal. Și îi ziceam tot timpul, bă, hai, dar hai... se pare că nu avea priză la public. Eu cred că mi-aduc aminte de cine vorbești. Avea, dar nu știu dacă l-ai prins vreodată, habar n-am. Pentru că dacă era în flying-ul vechi, cred că l-am prins odată. Flying-ul vechi al doilea. Vis-a-vis de Sisters. Uh-huh. Ok. Deci acolo venea și era skater. Venea și băga niște glume cu, bă, băiatule... Uh-huh. Nu vreau să zic ca să nu intra la voi, oricum n-aveți public de ăla, îi dădeam preoți mâncațaș gata, intra cu dealea grele cu... Ce înseamnă îi dădeam preoți? Adică era... Ce nu știi despre preoți acum, Doamne iartă-mă? Ah, ok, că dădea în preoți. Da. Am înțeles, am crezut că ce avea glume foarte bine puse la punct, dar erau așa de ți se făcea carnea de adevăr cumva, adică era un adevăr acolo de bă... Păi, da. Era pe edgy, era pe... Dar nici măcar nu neapărat edgy, că dacă te duci pe un umor care e acolo, adică există... Da. Nu e o chestiune neapărat... Ba, e un pic... Bă, el venea cu un adevăr crescut pe glumă. Adică, iei premiza adevăr, el o lua ca și... Și o creștea frumos. Da, edgy, adică durea. Efectiv, lumea făcea în sală de multe, multe ori. Dar le plăcea. Adică nu era... Și pe omul ăla... Și copiii cu frate, nu? Bun. E posibil să te fi fost prins. Da, deci dacă vezi un om bun, încurajează-l, dacă nu, dă-i pace. Dacă te vezi, aici mi se pare ipocrizia lui Paul. Pentru că Paul... tot timpul mai îmi zice, dar ăla nu mai are ce să caute. Și zic, da, de ce pula mea nu-i zici? Când nu îi zic. No. Eu nu sunt așa. Da, eu vin și zic, coaie... Tu vorbești de mine acum? Da. Nu le să-i zic eu. Păi unui om care se pare că o bombuit la open mic. Nu ți se pare că e mai sincer să spui omului respectiv, tocmai ți-o zis omul că trebuie să-i dai o șansă. Nu poți te apuci să distrugi de la început. Și câte șanse poți să-i dai? Ei, după câta șansă îi zici nu? Dar nu există număr. Nu există număr de șanse. Nu, bă, unii s-au lăsat după 7-8 ani. Și nu trebuie să dau nume. Ce? Că nu o să se uite la podcast. Dar nu am zis să te lași de stand-up. Zic că... Da, e foarte greu. Dar oricum, umorul în sine e deci foarte subiectiv. Deci eu fac stand-up de 4 ani de zile, din care 2 ani au fost pandemie. Da. Ce punct de vedere pot să am eu față de unul care face vine la open mic-uri? Unul foarte subiectiv. De unde? Din ce pentru punct că de vedere? Umorul este în sine subiectiv. N-ai cum să fii obiectiv pe umor. Așa sau îți place sau nu îți place. De-aia e foarte grey area, zona aia în care îți zici cuiva. Dar aia nu ajută cu nimic. Adică am avut conversații cu oameni de la open mic în care m-au întrebat și mă întreabă lumea pe mine că am, într-adevăr, am mai multă experiență pe stage și
MC și bla bla bla, știi? Da, și mă întreabă și le zic și le-am mai zis, am fost de multe ori în care le-am zis într-un mod foarte frumos. Mai departe de atâta n-am mai ce să fac. Faza e că... Am mai fost și când am zis urât, dar se supără lumea pe mine. Îs oaia neagră... Faza e când îs rău acolo, oamenii nu conștientizează, aia ar fi o problemă. Dacă îi hui-dui. Păi nu trebuie să faci chiar într-o... Mai degrabă te duci și dai cu mopul după ei și... Bă, nu știu, mi se pare că mai de mult făceam chestia asta și mai mergeam la open mic-uri. Ce mi-ai zis ieri seara? Da, și făceam caterincă și nu știu ce, dar era sinceră cumva treaba aia, știi? Da, mă, dar oamenii nu se lasă, adică dacă tu în momentul ăla îi încurajezi mai mult, dacă tu te duci să-i spui că el nu poate. Bă, așa trebuie să fie și aici îți dau dreptate. Adică dacă aș fi un, nu știu, cum văd eu mindset-ul MC pe care l-am eu, da. Dacă aș vrea să reușesc într-un anumit domeniu și vine un... Nei ca nimeni, eu, da. De exemplu, și îmi dă heckle. Așa? Eu aș, nu știu, pe mine ar fi un drive mult mai puternic, lejer. Da, și las că-ți arăt eu ție, nu? Dar nu las că-ți arăt eu ție, ci las că-mi arăt eu mie. Bă, știi care e chestia? Că lumea nu înțelege, și aici vorbesc foarte serios, la chestia de judecată și feedback. Și feedback-ul necerut. Pentru că feedback-ul cerut înseamnă că am nevoie de ajutor. Dacă vreau să devin mai bun, eu vreau să te întreb, zi-mi un pic, care-i treaba? Unde aș putea să fac? Cum aș putea să mă dezvolt? Se pare că și când vine momentul de feedback-ul cerut, intervine partea asta de disonanță cognitivă. Dacă ți l-am cerut, îl accept. Dacă mi-l dai... Be my guest, dar nu o să te asculte. Aici e o chestiune foarte, foarte delicată. Dacă este foarte delicată, că eu la un moment dat am avut o chestie de care mi-am dat seama și nu uit nici în ziua de azi. Am avut Cupa 99 la București când s-a întâmplat 2016-17 prima ediție. Și m-am dus și în locul lui Costel a fost Micuțu. Și mi-a dat un feedback real pe scenă unde când asta fac jurații. Și am venit acasă și după aia l-am sunat și am zis, bă, zi-mi un pic concret unde am bumbuit ca să-mi dau seama un pic, să văd unde pot să lucrez. Eu de feedback-ul ăla aveam nevoie. Da. Dar eu și o chestie neafumată. Păi bineînțeles, păi atunci când îți cer, înseamnă că am nevoie și n-o să mai fie la modul că mă doare sau că ceva. Nu, am cerut o mână de ajutor, știi? Tu mi-ai dat-o printr-un feedback. Feedback-ul construiește, judecata te îngroapă. Ați fost înainte sau după Rose Battle-ul cu Istoc? Înainte, cu mult. Păi au zis 2000... Dar nu mai știu când a fost neapărat Rose Battle-ul cu Istoc. A fost prin 2018 sau ceva de genul. Așa mi se pare că te-a afectat destul de mult. Bă, la da, că nu... Pe lângă că n-am avut cele mai puternice glume din lume, pentru că eu nu sunt un roaster bun, nu știu să fiu rău. Adică rău amuzant, știi, să dau un oameni și să nu-mi pese și să nu-l afecteze și să țin cont de tot amalgamul ăsta. Și la același timp te afectează și pe tine, la rândul tău. Adică dacă înțelegi convenția de roast, tot te afectează. Bineînțeles. Adică... Păi nu se pare super dificilă chestia asta în meseria asta? Partea asta de a te supăra pe comedie? Să accepti. Rostuia la aia te referi sau la ce? Nu, că el are chestia, adică noi am mai vorbit despre chestia asta, da. Sasha are o sensibilitate... La un alt nivel. La un alt nivel. Și mi se pare foarte dificil să faci chestia asta în comedie, unde bătaia de pulă, dacă îmi permiteți această expresie vulgară, este constantă. Da. Adică e... Eu vin și zic sincer, cu o față cât pot de sinceră, și să zic, bă, dacă zic că mă deranjează, nu o mai fă. Punct. Pentru că... Bă, dar și chestia aia pot să o apreciez. Adică... Dar dacă e în convenție, că știi dar că dar nu e neapărat roast. În convenție, că tu poți să-ți moderezi convenția respectivă. Adică eu știu, de exemplu... Dar acum ne detașăm de roast deja. Adică, na, roast îți asumi. Roast e o chestiune asumată, deci trebuie să fie acolo. Vorbesc și de stand-up, și de feedback, și când zici cineva, și când ești tu atac. Da, acolo deja sunt multe valențe pe care vrei tu să le iei. De exemplu, cum suntem noi. Da. Da, noi doi, care suntem savage unul cu celălalt. Da. Da, rău de tot. Dacă sunteți asumați și acceptați unul, adică noi știm și oricât de savage ar fi, eu aș putea să râd la chestia aia, sau cum sunt eu cu Giurgiu,
Giurgiu sunt și mai savage. Cu Giurgiu sunt sălbatic. Da, dar și oamenii ăștia se supără la un moment dat, sau poate nu-ți dai tu seama. Dar în momentul, eu aia aștept, dacă, exact cum zice Sasha, e o chestie de asumare, să vină să zică, bă, chestia aia m-a deranjat. Vezi că ai întrecut. Da, hai să o moderăm. Că dacă tu nu-mi impui un nivel de moderație, da. Și la cât de proștiu că sunt. Eu asta fac. Dacă cineva vine să-și bată pula de mine, dacă știi care e chestia? Că mă gândesc destul de des la un singur căcat. Caterinca e Caterinca atunci când acceptăm toți. Când râdem toți. Dacă suntem toți trei, da, pe nivelul ăla, bă, orice zic despre tine, tu despre mine, eu despre tine, tu, și facem un triunghiu bermudelor aici. Dar suntem asumați și toți râdem despre căcat, oricare între noi. Și e așa, be my guest. Dar momentul când vezi că mă deranjează și tu continui să faci, mie mi se pare pură răutate și cu aia eu nu sunt de acord. Sunt și dacă zic să încetezi și tu continui, mi se pare doar că ești un om de căcat. Aia deja nu mai este friendly banter. Oricât de mult ai încercat să mergi pe partea aia de roast, în momentul în care ți-o zis, bă, coaie, nu-mi place, și tu insisti, aia deja nu mai e funny și nu o să fie am întâlnit asta și am zis la oameni și am zis, bă, odată oprește-te a doua oară, a treia oară și am zis, dude, pare că ești rău intenționat. Și cauți, da, efectiv, cauți doar să mă jignești. Da. Deci nu-i mai amuzament, e jignire. Păi, da. Adică mi se pare că, nu știu, mie mi se pare ușor să faci diferența dintre a vorbi serios cu un om și când e Caterin, că înseamnă că și ăsta care abordează un subiect sau cu interlocutorul sau așa. Bă, suntem toți grămadă. Când e de râs, e de râs. Când e de vorbi serios, hai să nu luăm la pulă chiar tot timpul. E adevărat. Plus că există, nu știu, cel puțin așa mi se pare, pe zona asta de comedianți, nivelul ăsta de savageness, pentru că majoritatea dintre noi presupunem că dacă suntem în mediul de comedie, oamenii ar trebui să fie neapărat. Eu am trăit în chestia asta și în teatru. Adică și am avut, apropo și de treaba asta, de când îți zice cineva că ești rău și e absolut dezastru. Eu am trăit constant și în liceu și în facultate cu exact feedback-ul ăsta, care nu mai era feedback, când se zicea în față, dacă jucai prost sau era nu știu ce, îți ziceau, frate, știi, eu aveam 14 ani și venea profesora mea și zicea, ești absolut de tot căcatul. La 14 ani, știi? Și eram, da... Și de acolo încolo nu m-am jos. Doamna mea, lasă rămâna, dar eu nici nu știu... Ce prima mea zi. Nu contează, ești prost, oribil! Nu mi-au căzut dinții de lapte. Hai, am dinți de lapte, doamnă profesoară. Da. Ești mi-am despachetat. Eu, nu mănânc carne când cad. În facultate să nu mai zic. Că... Și oricum simțeai chestia asta. Când venea cineva, venea un actor mai bătrân, nu știu ce, venea la în cabină după un spectacol și a... Foarte bine, a jucat extraordinar, nu știu ce, sunteți niște copii talentați și erai, ai clar, nu i-a plăcut nimic. Asta ziceam, mă. Sau veneau și profesorii și regizorii și toată lumea se comporta cu tine la modul așa, pac, pac, pac. Eu nu zic că e ok, dar eu zic că m-o călit la un mod... Tata, păi... un mod bun și nesănătos. Că mi-am futut o parte din adolescență, dar... Nu știu. Ba, am zis, feedback-ul cerut crește oameni, judecata în groapă. Adevărat, adevărat. Dar dacă vin să zic că ai fost de căcat așa, ce ziceai tu mai devreme, bă, ești rău, n-ajută. Lasă-l, dacă vine el să zică, bă, cum ți s-o prug gluma aia, dă-te cu... Eu nu o să mă duc să zic niciodată direct, adică nu cobor de pe scenă și mă duc și zic... Dacă mă întreabă, o zic, bă, mie nu mi-a plăcut. Aia e altceva. Despre asta vorbeam. Dacă ți se cere părerea, dă-ți-o. Dacă nu, taci. Taci, dracu, stai acolo liniștit. Că mie mi se pare că aia îngroapă oameni. E judecata. Efectiv, aia e judecata. Da, pentru că ești dream killer. Hai să zicem, mai să o zicem așa. Ești, hai, nu dream killer, ci... Ce nu mai suport e Caterinca asta pe defectele oamenilor. Știi? Adică dacă are un defect, oricare din noi, așa, toată omenirea asta, să vii să faci Caterinca pe aia. Da. Ăla e un bullying atât de curat, da, și de nașpa, da, și mai ales ca adult acum te afectează și mai rău. Ți-l ascunzi în spate la umor, știi, că te folosești. Păi dacă ți se pare că e Caterinca. Păi, că vii și zici la om... Păi, de exemplu, cum erau și la roster cu Mirel și cu Florin, da?
cu Florin Gheorghe. Dar da. L-am întrebat unul din jurul cine a fost Radu Isac, nu? Da. Da. Mai putem cu glume cu rom și cu gay. Mai da. Putem? Gata, men, am înțeles. Absolut. Îi odată, îi de două ori am râs, dar... Man, gata, man. Adică dacă tu ai nevoie de stereotipia respectivă ca să-ți dezvolți umorul, înseamnă că nu ești destul de inteligent să cauți umor de calitate. Da. Nu știu. Să cauți, în primul rând. Ați auzit de o chestie apropo de romi, că ai zis? Am aflat acum de curând de unde vine expresia cu... Se neacă ca țigarul la mamă. Da, da, am da, povestit-o da. Într-un podcast. Da? Da, da, da. Că era o parte de sclavie și mi că... Mi s-a părut efectiv. Nu că-ți fute tot universul. Sinistru, mă, deci mi s-a întors... Și cât de înrădăcinată e la noi toată expresia aia. Să da, trimiți absolut. Tu oameni în larg, mă, cu barca ca să noate după aia cu lanțurile la picioare și lanțul ca era vezi, da. Calculat, pus acolo frumos, ca să se distreze boierii. Și să ajungă la mal și aproape de mal să se nece. Și după aia noi o folosim la caterincă, în pula mea. Da. Sanchi, că suntem doar proști și neinformați. Da, 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 da. Mi s-a părut atât de simplu. Am mai discutat despre chestia asta. Am zis-o eu că am aflat-o curând. Primim oricum și chestiunea asta de titelatură de PC și non-edgy, știi? Mm-hmm. Nu, pardon, prea edgy cu toată treaba asta de PC culture. Da, să suntem... sunteți woke! Da, suntem mult prea woke. Iartă-ne pe noi că am mai învățat și ne-am mai maturizat. Dacă învățăm ceva, suntem la modul... Da, no. Aia e Biblie. Adică devine deja o chestie... Păi stai să zic că astăzi am aflat o chestie pentru care cred că aș fi ales președinte dacă e să mă... Deci am aflat că dacă te speli la cur e mai bine. Dă-te drecu! Păi ești nebun? Și bigel? E mai sănătos, mă! Da! Extraordinar! Stai, cred că e pisoar! Bun! Șasa, Sasha. Șase, șase, șase. E bine că tot... No, s-a dus din prim. S-a dus. S-a dus. Sasha. Chiar m-am dus la început înainte să vin aici. Și la fund. Tot. Că mai ales că ai aflat nu, de... Nu, că am făcut de la după 4 zile, știi? Zine un pic de specialul tău. Da. Jmecher. Bă, mulțumesc că m-ai întrebat. Chiar mă gândeam când o să apară întrebarea asta, că abia aștept. Că se termină podcastul. Bă, uite aici Paul de față, care o să fie cu mine alături acolo pe scenă. Ce? Nu ai zis. Că nu mai vine? Surpriză, Sasha. Ai, de față. Cu... Bacea și-o lua bilet, poți să-l urc pe el. Două ori, că dracu. Urci de două ori. Măcar nu se pune problemă. Zină. Bă, foarte simplu. Se întâmplă în 28 aprilie la Casa de Cultură. Mi-am dat interesul cât am putut ca să-l fac cât mai colorat, cât mai frumos. Cât mai organizat, sper că mi-a ieșit. Așa. S-a mai întâmplat și greșeli, s-a mai și rezolvat din ele. Ce? Că ce n-am mai mers un cod QR, am făcut sticker, am băgat peste codul QR, acum merge toată lumea. E 28 aprilie Casa de Cultură. Casa de Cultură, ești nebun, băi băiatule. Casa de Cultură, 800 de locuri. Casa de Cultură, Dumitru Fărcaș. Deci nu orice Casa de Cultură. Deci dacă îmi permiți așa să mă arunc să zic, Casa de Cultură din Cluj. Dacă nu e un fel de Sala Palatului. Sala Palatului București. Dacă nu intri pe Dumitru Fărcaș, e efectiv inutil tot. Bă, de ce ai rog? Bă, să-și facă plac un pula mea. Ce? Lasă-l să... Am scenografie, mă. Da? Păi mi-l bași pe Fărcaș așa pe gură. Dar ce hologramă cu Fărcaș ar fi genial. Genial. Nu reclamă la prostii de alcool. Spoiler. Îs îmbrăcat în Peaky Blinders anii 60-70 style. Da. Am în spate decorul. Peaky Blinders, cum, Fărcaș. Da, cu Dumitru Fărcaș, știi cum pușcă. Acum nu merge. Singura chestie care este cap în cap e că-s morți toți. Da. Da, mă rog, eu nu mă pricep la estetică, dar mi s-ar părea că merge Dumitru Fărcaș. Ar merge, dar nu ține lumea cont. Și apropo, cred că nu se mai numește Dumitru Fărcaș, dacă nu mă înșel. Cum? Că e înscris pe clădire. Nu știu, între timp, cred că a mai murit cineva și... Dacă nu se numește Sala Casa de Cultură la Buș, eu nu vin. Bă, deci nu cred că se mai numește Dumitru Fărcaș, dar nu contează asta. Exact. Lumea da. Trebuie să rețină 28 aprilie, o să fie și Bob Rădulescu, apropo. Păi, spoiler! Extraordinar! Spoiler. Bă, nu mai invitați de invitați, dă-te și cu șapte. Cine? Astea. Cine? Cine? 28 mai bă, terminați, stați așa. Cine? 28 aprilie, nu uitați. Da. Casa Palatului.
Era Casa de Cultură, casa știu. De cultură. Dar eu am zis Casa Palatului, că în Cluj așa se numește. Toată lumea să veniți. Cine mai vine? Cine mai... Tu! Eu! Paul! Ciui! Ciui. Cristi Ciui! A, Tibi a. Cordorean! Cordoreanu! Cărturescu! Dragostan! Dragostan Lejer vine! Todărici vine? Todărici în public! Și după aia zic și eu ceva și filmez și pun pe net. YouTube! Hei, YouTube! Uită-te la mine, YouTube! Okay. Ai, și suntem și noi nebuni, că vrem să-l ajutăm pe fratele nostru, avem un giveaway. De-aia e aici. Da. Avem două perechi de căști Presonus de la prietenii noștri la... Nu astea. Sound Creation. Astea. Alea. Oh. HD7, frumos, minunate. Îs fluffy, îs super fluffy. Sunt super șmechere, o să facem giveaway. Știi cum îi auzi vocea lui Bacea? E enervant, o visez noaptea, îți dă coșmaruri, e minunat. Aveți timp, că n-ai zis că e spectacolul. 28 aprilie, Casa de Cultură, ora 8, nu mai mult, nu mai puțin. Deci după ce o să fie evenimentul lui Sasha, o să dăm drumul și la giveaway. Singura cerință a noastră este să ne trimiteți o poză cu biletul sau cu dovada că ați fost la show. O să facem giveaway, vă dăm două perechi de căști. Mi se pare cinstit. În extragere. Așa la sfârșit de bulci. Așa. Când te lași de comedie. După special. De fapt e show-ul lui de adio. Păi după ce scot specialul ăsta te lasă? Nu. Nu, ai o întrebare pentru noi? Bă, când vă lăsați de comedie? Eu m-am lăsat. Da. Ioana. Nu, nici o șansă. Altcea n-are. Bă, are un apartament în Cluj și comedie, atât are Paul Socol. Am o întrebare, de ce ai vrea să am pentru voi? Am avut o întrebare. E o întrebare, Sasha, asta chiar e o întrebare. Păi normal. De ce aș vrea să am eu întrebări pentru voi? Este un răspuns foarte pertinent. Este o întrebare. Bă, nu, n-am vrea. Adică am vrea să încheiem podcastul sus după tot hype-ul ăla, dar ai futut-o. Păi da, tu mi-ai zis dacă am o întrebare. Am zis că am o întrebare. De ce ai vrea tu o întrebare pentru întrebare? Așa o să fie tot show. Confuzie totală. O oră. Pentru Bob. Bă, pentru Tibi. În cinstea lui Costel. În cinstea lui Costel. În cinstea lui Costel am o întrebare. Da. Îți place pula? Cât e biletul la tine? Ai cumpărat la tine. Tu nu știi? Tu nu mai dai cu bani așa? Da. Bă, ce nebun. E bogat ăsta, e nebun. Nu mai zic căcatul ăsta că cer oameni băutură gratis. Dacă vreți bani de la Bacea. Ce oameni băutură gratis. Scrieți în comentarii dacă doriți bani de la Bacea. No! Lăsați conturile voastre. Bă, hai că am o întrebare. Da. Nu zic cât câștig. Nu, alta. Mersi frumos pentru că m-ați invitat. Așa. Nu s-au predat întrebări. Ce căcat. Ca formulată ca o întrebare. Mersi frumos că m-ați invitat. Așa cum vorbesc majoritatea stand-up-urilor. Nu, man, că e discurs de la passive-aggressive cu kind reminder. Exact căcatul ăla a fost. Noi n-am fi vrut, dar ne-a sunat soția ta. Zici? Da. Mai vrei să am întrebări? Nu. Neapărat, dar... Hai că parcă văd că dăm în ceartă. Poate fi întrebare și asta. Da, poate. Pe această notă veselă, ați văzut ce se dă la sala publicului din Cluj-Napoca 28? Casa Palatului, termin. 28? 28 aprilie. 28 aprilie de la ora 20, Bob Rădulescu, Tibi Codorean. Este aciui. Paul Socol. Paul Socol. Dragostan. Todărici în public. Vă fute pe toți. Că atâta știe. Atâta poate. Și după aia. Sasha Ciobanu. Dumitru Farhat. Dumnezeu să ne fure comedia. Da, mă, că ați și avut multă. Hai.
Altceva, nu mai urcă. Nu, mai gata, ajunge, că și druidul la sunet o să fie. Druidul la sunet. Și el. Păi da, cum aștept să-l vedeți cu căști din spate, cum nu vorbește cu voi. Mergeți să-l susțineți pe Sașa Ciobanu. Și pe colegii fanii lui. Pe colegii lui. Mei, ca să nu vorbim la persoana 3. Tot banii ține Sașa. Noi mergem numai pentru din filmare. Din podcastul ăsta, cred că așa se umple sala. Jumate. Dacă vreți să dați... 40-50 de lei, două categorii adică diferite. 40-50 de lei? Păi 50 de lei categoria aia din față, 40 aia din spate. Păi da, mars-o așa. Invers? Și ți-ai luat în spate? Nu știu cât am dat. Da. Fata, lasă-mă că îți dau eu banii înapoi, termin. Nu știu cât am dat, că am luat 5. Ai luat 5 bilete? Da. Și nu vin toți. Păi nu, dar vreau să stau comod. Cum... Spune-mi că ai bani fără să-mi spui că ai bani. Că ai bani. Cred că am dat 250. Felicitări! Eu o să apreciez. Dăm și niște bilete, giveaway. Am... Nu, Zita, vrei să vii? Am 3 sau 4 bilete. Eu am impresia că acum se caută finalul, așa-i? Păi gata finalul. A, deci s-a tras tot? Nu, că camera e oprită de 12 minute. Da? Zicea chestie de încheiere. Da. Bă. Nu. Mulțumim foarte mult că v-ați uitat la noi. Eu am apărut și în primele podcasturi la ei și am fost foarte amuzant atunci. N-ai pot. Să-și pula. Eu plec. Mulțumim că v-ați uitat. Mulțumim Patreon, mulțumim Sound Creation, mulțumim Sasha că ai fost cu noi. Nu contează. Te iubim. Spor la spectacol pe 28 aprilie. 40-50 de lei biletul, din câte am înțeles. Muie la rocker și Doamne ajută la toată lumea.